Salutare, dragi tovarăși, sau bună dimineața, cât o fi ceasul acum când filmez, 10 fix, chiar 10 fix e văd. Bun, am ascultat sfaturile voastre și am început un universe mode. Îl avem aici și v-am făcut un universe mode, am vreo 13 wrestler, mi se pare. Hai să vi arăt pe toți, că am mai creat vreo 3 wrestler, parcă calendar, mai universe, așa, și superstar, hai să vă arăt. Aia, dar mi-arată pe toți. Champions, nu. Shows, așa. Nu ăsta. Hai să vi arăt aici. Participants din acest show. Adică tipii aceștia. L-am creat pe Andrei Cosmin, după cum vedeți. Bucharest Bike Traffic. Pe ăștia ați văzut în episodul trecut. Și evident l-am creat și pe subsenatul. Știu, nu arăt așa acum. Dar gen, cam așa o să arăt peste vreun an jumate când o să-mi crească părul ca lumea. Că eu chiar vreau să-mi las părul lung și... Gen cum am eu părul acum nu prea am găsit, așa că am zis, las că fac un video puțin mai gras, de peste vreun an jumate, cam așa. În fine, avem doar două titluri, titlul WWE și pentru la echipe. Acum, hai să dăm drumul la show. A, rivalitățile, să vă arăt ce rivalități avem. Avem, stai că nu aici mi le arată. Tonight Show, așa. Power Rankings, rivali. Hai să vă arăt rivalitățile. O rivalitate very high și lungă între Dorian și Codrin. Una doar high dintre Bucharest Bike Traffic și Zaya Fett și între I Hate Pink și Rafael. Acum, cred că aș putea să dau drumul la meci. N-avem niciun campion momentan și nu știu cum editez meciurile, sincer. Action, anunț cash in, edit matches. A, și pot aici să editez. Păi, ar cam trebui să... Așa, care main event este ăsta? Păi cred că o să fac așa. Cine câștigă în fiecare match de aici? Câștigător din fiecare match va participa într-un 5-way sau Fatal 4-way, ce o fie pentru titlul WWE și apoi să încep și cu divizia la echipe. Că fix gen cum vine calendarul aici, avem show ăsta și imediat vine pay-per-view și putem băga meciuri pentru titlu. No. Așa, Tonight Show și hai să dăm Star Show. Bun. Am lăsat doar asta. Aici puteam să pun intro-ul ăla de la SmackDown, dar am zis că mie că îmi dă copii aici. Oricum am dat muzica foarte încet să nu se audă. Și, ia uitați aici, începe SmackDown-ul, dar îmi place. Acum, în realitate, nu mai sunt artificii în WWE. Doar la WrestleMania am văzut că mai au ăștia artificii. În fine, după cum vedeți, o grămadă de oameni aici în arena la SmackDown, nu știu în ce oraș este. Se află în Tampa, Florida și pot să sar peste. Așa, keep this scene, bun. Și vom începe așa cu un match 1-1 între Danny Bennett și... Pot să dau și simulare? Cred că pot să dau. Aș juca așa numai match-ul între ăștia care sunt rivali pe aici. M-am rupt pe aici cu din în bătaie. O să joc probabil, nu o să joc toate meci, o să joc doar vreo două, că am dat dificultatea mai mare la joc și mi-a mai mult să termin un meci. Pe ăsta o să îl simulez. Choose a winner for this match. Hai să aleg un câștigător. Random. Și a câștigat quick. Meciul acesta să-l joc așa. Ia mai un Zappi TV vs Andrei Cosmin. Ăsta mai un meci interesant. Păi cred că o să joc astea două și main eventul, cred. Sau nici nu știu. De fapt nu, îl simulezi pe acesta că oricum o să-l vedem la Backlash probabil. Hai să-l simulezi pe acesta. O, și avem și statusuri, văd. Începe rivalitatea între ăștia doi și a câștigat Rafaelu, am înțeles. Ăsta o să-l joc. Pe ăsta cred că o să-l joc, o să-mi chinui să-l bat pe Codrin. Și o să mai joc main event-ul. Astea le simulez, oricum o să le mai vedeți odată și de-aia. Hai să trecem la Andrei Cosmin împotriva lui Zappi TV. Hai să aleg cu cine să joc. Și 3, 2, 1... Jucăm cu Andrei Cosmin. Pe Andrei Cosmin l-am creat pe Finn Balor. Știu, părul nu mi-a ieșit. N-am vrut să găsesc un păr care să semene cu al lui. Că efectiv nu e un păr care să semene cu al lui aici în WWE. Dar să zicem că gen a transpirat și i-a căzut așa mai în jos.
că dacă îi găseam frizura, cred că era cel mai mișto wrestler pe care l-am creat, că la față seamănă bine, i-am făcut și barba, i-am găsit până și hanoracul ăsta pe care îl mai poartă. Hai să trecem la meciuri, nu mai stau să las intrările, trebuia să le dezactivez. Intră acum Zapiu, de-aia ați mai văzut intrarea. Și lui Andrei Cosmin i-am pus intrarea lui Finn Balor, dar ține cam mult cei drept. Hai că las puțin din ea. O să încerc să vorbesc peste muzică de aici, că muzica de aici, că na, n-ai chef de un copyright. Ia uite la aici pe Andrei Cosmin. Cred că e cel mai pitic pe care l-am creat. Hai să-l auzim cum îl prezintă. Hai că seamănă un pic. Frumos, bun. Și hai să-i dăm tare. Văluren Gang contra lui, nu știu, ceva bucureștean. Hai să vedem ce facem noi aici și așa. Bă, eu mă simt un pic ca și Quick acum, pe vremea lui 2015-2016, când mai făcea Universe Mode și alte porcării de genul. Aia e, ducem moșteria mai departe, dacă Quick nu mai face deloc WWE, doar eu și cu Rafael mai mult, că am văzut că și Rafael face WWE. De fapt, chiar am spus asta în primul episod de 2K19, m-am lăudat puțin că am toate caracterele deblocate și Rafael se văita că nu le are și trebuie să le cumpere. Sau ceva de genul, să le deblocheze cu puncte din joc, dar eu le aveam direct așa. Trăiască Codex, ce să zic? Trăiască pirateria. Pirateria salvează YouTube-ul din România. Nu știu câți YouTuberi sunt ăștia care chiar își cumpără jocurile pe care le joacă. În mod clar le cumpără Rafael, Codrin, Xslader-ul, Max Infinitu. Ce dracu mă bătea ăsta? Ok, văd că sunt nițel dominat. Mai joc și cu ăla cu overall-ul mai mic. Am doar vreo 87 pe ăsta. Hai să încerc să îi dau ceva acum. Ce fac, mă, îi dau submission? Dă-i mă drumul, dă-i mă drumul că e și rope break, ia uite. Deci asta e un submission. Nu prea știu foarte bine manevrele de pe ăsta. Modo omoare mai zapi pe lângă Andrei. Și cam așa e, Zap are vreo 1,78 m, 1,80 m și Andrei cam 1,70 m și un pic. Ia uite, pac, dar măcar l-am făcut mai agil așa. Bă, dar așa într-o parte seamănă foarte bine, dar moftic mă că n-am găsit un păr care să semene cu al lui. Andrei, schimbă-ți mă look-ul ca să semeni mai mult cu ăsta de aici. Mi-a întors aici vălurarea? Nu, nu mi-a întors. Hai să încerc un pin așa. Unu și atât. În caz că sunteți curioși după cine m-am creat eu, m-am creat după Dean Ambrose. Eu întâi voiam să mă fac pe Seth Rollins, dacă tot m-am făcut cu părul mai lung și astea, dar nu mi se potrivește sincer manevrul Seth Rollins, chiar dacă îmi place și caracterul în sine. E și cam la fel de înalt ca mine și îmi place și melodia lui de intrare. Dar nu mi se potrivesc manevrele, prea agil. Așa că m-am făcut după Dean Ambrose. E și născut în aceea zi ca mine, nu și în același an, evident, e cu vreo 16, 14, ceva de genul. Ani mai mari ca mine. Dar calendaristic în aceea zi ar trebui să faci să dăm de băut. Asta și că Dean Ambrose are manevre foarte simple. DDT-uri, picioare în gură, pumni, pumn după ceafă, chestii de genul. Și cam așa dau și eu. A, capete în gură. Îmi pune submission. Nu, doar mă torturează puțin așa și m-am trecut și la momentă, mi-a dat și damage mai mult. Hai măcar eu i-am îngălbenit capul. Hai că i-am întors aici, bun. Stai jos. Bă, chiar că ar trebui să fac rivalitate și între ăștia doi, că gen Andrei Cosmin și cu Zappi sunt cam la egalitate la capitolul abonați. Chiar se întrec așa între 1000-2000, cam atât ai diferența între ei. Bun, mai sărim o dată așa. Dropkick. Avem deja semnătură. Mi-a întors. Bine că n-am dat drept pe semnătură, am vrut doar să-l prind. Și jos cu el așa. Hai. Suiete. Și hai să dau cu double foot stamp-ul. Coup de grâce sau cum se spune. Hai da. Pac. Hai să vedem, o fi suficient să-l bat pe Zappi. Hai, pune la pin. 1, 2, nu? A ieșit. O să fie mai greu acum să câștig meciurile, că dificultatea mai mare, nu de alta. Mai face oare România cineva așa ceva de stă să creeze alți youtuberi
Iarăși am dat cu manevra asta, cred că e a treia oară când o dau. Ce v-am să zic, mai e careva în România care face așa ceva, de creează YouTuber români? Stai mă, hai să fac un... Nu merge mă, poate doar așa. Ce dracu mă, nu pot să fac gen să fac line sold sau manevre gen să mă arunc de pe corzi. Hai mă, chiar nu merge, stai că fac așa atunci. Bun. Și hai că merge așa măcar. Și mai fac o dată așa. Nu. Tot așa. Hai să mă arunc și pe, de pe colț. Folosesc așa un pic agilitate. Ia uite. Ia, să mai încerc și un salt de aici. Ce salturi mai am, că nici nu știu. Ia, așa? Nu. Dacă țin apăsat, elbow pe care l-am ratat. Adică era și ca o să întoarcă și asta. Bun, iar atacă la picioare, văd. Mă, dar i-am spart capul ca lumea lui Zapi. Mă, nu prea mai ești așa bine, Zapi. Iată că l-am făcut negru, cam doar la asta seamănă. Cât de cât. Hai, comeback-ul. Ai, mă, m-a prins acum în manevră. Hai, comeback move. Bun. Am ratat? A, cred că mi-a întors el. Aute-l. M-a pus jos. Și îmi dă acum semnătura, cred. Bun, i-am întors aici. Și... Stai jos. Hai că mă încerc o dată cu un pin așa. 1, 2, a ieșit. Mama, obosit aici, Andrei. Hai să încerc să-i dau un dropkick de la baban, să-l las în, să-l pun în colț. Dacă nu-mi întoarce, nu mi-a întors. Hai să încerc să încheie meciul acum, n-are nici resiliency-ul pregătit. Stai aici. Signature. Mi-a întors signature-ul. Dar l-am întors și eu. A, nu mi-a dat semnătura acum. A, o manevră simplă. Și stai jos. Bun, bine că am dat reversul ăla și pot să dau din nou cu semnătura, dar vreau să-l prind și mi-ntoarce. Ia uite ce-mi face bulangiu. Hop! Hai să fac un taunt. Da, nu știu, ca personalitate nu-i se potrivește Finn Balor, dar dacă tot am pus părul lui Finn Balor, i-am dat manevrele lui. Măcar așa, nici Finn Balor nu este prea înalt. Opa! Ce mi-a întors aici, asta e ca acum în The Spine Buster-ul și mi l-a dat. Dar m-a apăsat mă pe F. Îmi pregătește pedigriu? A, nu, mă pune la pin. Da, am ieșit. Vine să creadă vălurărea anului. Bun, vine pedigriu. Las că poate, las că am resilience în caz că mi-l dă. Too fast. A, băgaței. Stai că am resilience, ce dracu. Resiliency, gata, am ieșit. Uite cât moment îmi dă că am ieșit din finisher. Din pin, pardon. Ok, mă ia și ăsta la pumn, direct pumn din gură îmi dă acum. Ce dă ungurul cu bucureșteanu. Da, am ieșit. Nu-i vine să creadă. Apropo, vedeți că i-am făcut și tatuajul ăla cu dragonul Zappy? Cred că am mai zis asta. Chain Wrestling, am înțeles. Stai că ies acum. Mă, chiar că e un avantaj că joc eu cu... Când e meci așa între YouTuberi, chiar că e un avantaj foarte mare că joc cu unii așa. Ok, am dat double fist în poi că dau și cu Brain Buster-ul. Dar mi l-a întors. Cam două finisher-uri pe ăsta. Și cred că ăsta mi-e final, nu știu cum să zic, că nu pot să-l întorc, că are buff. Da, nu pot să-l întorc. Și... M-am dus, dracu. Stai. Rogue break. Am dat rogue break. Du-te, mă, că am dat rogue break. Am scăpat. Dar sunt pe zero la momentum. Ouch. Hai să ies din pin. Nu. Am ieșit bun.
Cred că vreau să fac cât un episod cu fiecare meci, că ține mult, se pare. De nu-mi întorce atunci finisherul, cred că îl făceam. I-am întors acum, bun. Ai, mă, iar mi-a întors. Mă, dale, dă zapi. Și cred că iar o să-mi dea spinebuster-ul pe care l-am întors. Așa. Stai, mă. Nu pot așa. Fac un taunt și aștept să mai ridice Sarper. Sau, dacă nu vă deranjează, dacă fac clipurile mai lungi de WWE, nu cred că va deranja. Derulați voi, în caz că nu vă pasă de anume meci. Bun, l-am prins cu crossbody-ul. M-a spus și comentatorul, Michael Cole sau Corey Graves, care o fi. Așa. Dar chiar așa nu pot să... Văd că nu. Bun. Mi-a întors semnătura. Și... Dă-i pumni în gură, așa. Dă-i, Andrei, dă-i, dă-i, dă-i. Din nou pumni în gură. Îl călcăm pe piept. Iar așa câte. Hai mă să fac 100 momentum. Gata. Un taunt. Să dau mai mult damage. A, mă, acum și-a găsit ăsta se ridice. Mi-a întors. Ah, ce pum mi-a dat. Și spinebuster. Ies oare? Aul ce se mișcă. Am ieșit. Se vede că are overall-ul mai mare ăsta. Stai, mi-a spart și mie capul că n-am văzut. Are și ăsta sânge? A, are și ăsta sânge. Ia, mă calcă pe cap. Bun. Hai, chiar dacă mi-o da finisher-ul, am resilience-ul și scap. Bun. Și hai pe colț. Și suiete. Hai, cup de grau. Big move coming și... Pum! Hai să ne reluarea. De la double foot stampul ăsta. Și... Pac! Pinul. Hai că nu mai iese, dă-l drecu. 1, 2, 3. Deci, Andrei Cosmin se califică pentru... Meci pentru titlul WWE. Ia, din nou că am întors ceva aici, mi-a dat el un amdreg, mi-a dat un pedigreu și cam atâta. Și exit, că mi se pare că trebuie să dau simulation următorul. Nu știu, poate nu o să dureze mult următoarele meciuri. Să încerc să mă bat cu Codrin? Ne, nu încerc. Îi dau simulation. Normal că mă face... Da, m-a făcut Codrinul. N-are rost. Degeaba. Mă chinuiam prea mult. Bun. Ăsta din nou îi dau simulare că o să-l vedem la... Care a bătut? Zaya Feto a bătut, văd. Bun. Și hai să jucăm aici. Echo cu X-Slader. Ăsta o să fie un meci interesant oricum între doi coloși. Pe X-Slader mi se pare că l-am făcut. O să joc cu Echo, care overall mai mic. Și îmi place să joc cu Echo. Pe X-Slader mi se pare că l-am făcut cel mai gras dintre toți. Are cel mai multe chile. Deși cred că cam asta ar fi bătaia între kilograme X-Slader și cu Codrin la chile. De fapt și Zayfet, că ăla este și înalt și a început să se îngrașe la loc. Dacă era să-l fac pe Zayfet când era Dolofaro prin 2014, clar Zayfetul era cel mai gras. Intră aici Echo. Să văd ce meciuri o să fac pentru Backlash. Clar o să fie un meci mai mulți pentru titlul WWE. O să mă uit și la Power Ranking-ul ăla să văd. Nu știu câte meciuri pot să pun la un pay-per-view. Asta e chestia. Care e numărul necesar de meciuri? Cam puțin wrestler și de aia.
Sau o să-i pun pe aia care sunt primii doi în rank și gata. E nasol când ai puțini wrestleri. Nu prea te poți pune calmea cu rivalitățile și astea. Bine, nu prea se pun bine nici ăștia de WWE care au peste 100 de wrestleri. De se maxează pe 7-8 maxim și cam atât, restul stau degeaba. De exemplu, Nakamura nu și-a mai... De când a câștigat titlul, nu l-a apărat deloc. Nu l-am mai văzut de vreo 2-3 pay-per-view să se mai bată. Bun, stai jos. Hai să fac un taunt cu fratele Echo. Vezi că se ridică, bă. S-a ridicat. Am ieșit. Am rămas fără reversal. Și stai jos. Hai că acum nu se mai ridică. Am timp să fac taunt-ul. Stai mă jos, hai. Mi-a întors? Mi-a întors. M-a scos și aici. Stai că mi-am dat acum un reversal și mai fac unul. Mă ridică slider-ul. Pac. Pac. De la joale așa. Trece aici. Pac. Și un picior în căpău. Bun, hai, suiete aici. Și nu i-am dat nimic, se pare. Super kick. Deci ador super kick-ul ăsta. E genial cum îl dă fratele Echo. Bine, și cred pe Kevin Owens și de-aia. Iar am vrut să-i dau super kick, dar văd că n-a mai mers. Bun, i-am întors și am rămas fără reversal. Stai jos. Ăsta trebuia să-i fost meci în cușcă, sincer, între grași ăștia doi. Mi-a întors. Mamă, l-am prins ca lumea cu cotul ăla. Bun, un fel de Russian leg sweep, cred că a fost ăsta. Dă-l cu capul de podea. E, disqualify this man. Hai să-l pun în colț, să-i dau Kero bălul ăla, dacă îl știți. Dacă nu știți, vi-l arăt acum aici. O dată așa trebuie și mi-a întors. Aute forță pe Slider. Puff, să-l arunce așa pe Echo. Aș vrea să văd cum l-ar putea arunca așa și pe Codrin. Ok, o să-mi dea acum comeback move-ul. Dar stai mă acolo. Stai că-l ridic așa până la urmă. A, degeaba. Am făcut finisher acum. Ia uite ce mi-a întors. Ah. Nu mai am nici energie. Gata, am făcut acum de reversal. Rope break. Nu-i rope break, stai că am atins eu. Hai mă frate, am pus mâna pe coardă și arbitrul n-a văzut. Bine că am apăsat ca lumea pentru rope break. Tot ăsta mă prinde. Bă, dar chiar că mă face pachet Slider-ul. Nu ți iese așa ușor grasule. E, fapt și e cu ei gras, deci. Până acum, ce părere aveți de ăștia pe care i-am creat eu? Nu, spuneți-mi mai bine, dacă ați ajuns până aici, cum vi se pare că l-am făcut pe Andrei Cosmin? Arată bine sau nu? În afară de păr. Părul, da, știu, n-a ieșit cum trebuie, că n-am găsit niciun păr să semene cu al lui. Dar în rest, ești ok? Hai, măcar pentru Hanoraku ăla să vă felicitați totuși. Vreau să vă simt și eu, să mă simt și eu mândru. Și a făcut semnătura. Și cred că mi-o dă acum. No, 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 no. Bun. Hai mă să încerc să-i dau Kero Ball-ul ăla, că nu l-am dat niciodată. Deci trebuie să-l pun așa. Așa. Nici așa. Nu știu mă cum să-i dau Kero Ball-ul ăla, stați un pic. Superstar Info, stai să văd așa. KO Kero Ball-ul, deci cum trebuie, corner. Hai să-l pun doar în corner atunci. Da, mi-a întors.
Ce-mi dă? Octa, mulți money vrem de ăsta. Ai de capul meu. Ia stai aici. Dar nu mai am energie. Și stai jos. Hai să încerc așa cu micinocul driver sau Falcon Oro, ce-a fost ăsta. Ia uite, nu mai am energie. Ăsta iese din ring acum. Fratele cu roșu pe spate. X-Slider-ul e galben pe spate și portocaliu pe cap. Hai, ridică-te. Hai să încheiem. Pac! Pop-up power bomb-ul și... Pinu. N-atinge corzile, nu le atinge. Și-a dat acum robrecul resilience-ul, pardon. Hai mă, pentru bazuca. Să-i mai dăm o dată. Pac! Și du-te! Îi mai dau o dată. Acum, cred că acum, după două de-astea nu te mai ridici, dă-te drept. Gata, a bătut și fratele Echo. Pac, așa mi-a dat el un double X și un pin care n-a mers. M-a făcut pachet în colț. I-am întors aici ceva. Și, da, a fost mișto. Asta fuge, deci direct un pumn în gură și el a fost. Și pop, pop, power bomb aici frumos. Și asta a fost și victoria pentru fratele Echo. Next show acum. Acum o să ajungem la Backlash. Hai că o să modific meciurile alea, să pun niște meciuri pentru titlu și rivalitățile alea totuși. Bun, și suntem la Backlash. Hai să fac meciurile. Action, edit matches. Ok. Deci open promo. Să văd, niciun meci pentru titlul WWE aici. Main event-ul este ăsta. Andrei Cosmin cu Quick pentru titlu? Să las așa? L-aș fi pus sincer pe Echo, dar hai că las pe ăsta așa. Ceva promo, rivalitate între ăștia, bun. Ăștia care se bat. Și ăștia care se bat. Și mai e și meciul ăsta. Deci începem cu un meci de ăsta. Un meci la echipe n-aș putea să fac. Nu prea am ce mi să fac. Păi cred că pe astea două le voi simula și o să le joc pe astea pentru rivalități și pentru titlu. Și după aia o să facem și pentru divizia la echipe. Da, o să las așa meciurile. Și cam asta. Ia să văd și în Power Rankings. Chiar Andrei cu... Nu e... Ăștia doi dau rivalitate. Păi cred că cine bate între ăștia doi merge mai departe pentru titlu. Păi vine Bike Traffic, fratele, cum mai sunt ca lumea aici. Să vedem. Între ăștia doi ce o să fie și fratele că trebuie să-i dau și lui șansă că văd că o duce bine. Și de aici văd eu cu ăștia. Mamă, sunt penultimul, vai de capul meu. Bun. Păi cam atât și cu episodul ăsta, primul episod de Universe Mode. Dacă mai vreți episoade și vreți să vedeți Backlash-ul, lăsați-mi un comentariu și dacă aveți chef și nu vă e rușine, trimiteți clip, trimiteți și la youtuberii pe care i-am creat aici în joc și am jucat cu ei, trimiteți-le și lor clipul, dar să le spuneți secvența respectivă la care începe meciul cu ei. Poate cine știe o să le placă și mai fac o puțin așa reclamă. În fine, hai că prea pupin cu ritm, cred. Gata, ăsta a fost episodul, ne vom auzi data viitoare. Ciao, les!